G2A, jocuri ieftine. E un mare zombie după tine. Oh lord, nici măcar nu cred că ne-am luat săbile. Și salutare, pinkeri și pinkerițe. Bine ați revenit la un nou episod de Minecraft cu Narcisa. Oh my god, delfin stupid, ce m-a speriat. Da, sunt delfin pe jocul ăsta. Păi văd că tu ai ajuns, că tu aveai hrană și ai putut să not șmecher. Eu nu pot să not șmecher. Fii atent, trebuie să punem repede. Trebuie să punem repede aici torțe, să nu se spuneze moștrii că vine noaptea, vine noaptea. Okay. Da, nu știu exact de ce am venit aici, pentru că nu văd nicio creatură șmecheră. Și e literalmente, wow, e mare templu acolo așa. Am crezut că o să găsim, frate, niște vași, ceva, niște... No, nimic, nada, zero. Câte like-uri să lase oamenii acestui minunat episod? Lasă-mă să mă mai ok. Narciso, no, bun, fii atentă, nu te panica, da? Deci vinu cu ace cum e. Pentru că e o mare creatură periculoasă aici și a. Nu știu dacă îți mai aduce aminte când te-am pus să te joci. Mi-aduc aminte ce s-a întâmplat. Bun. Uite-te, mergi uitându-te în pământ. Nu pune ținta pe tipul ăla negru de acolo. Nu pune ținta pe el. Da. Nu pune ținta pe el. Mai știu. Dacă te uiți fix la el, te atacă. Dacă nu ne uităm la el așa... N-are treabă cu noi. Da, dacă ai pus ținta pe el... Am încurcat-o amândoi, ne bate pe amândoi ăla. Eu, tu, că pe tine o să te atace. Nu, că eu am o strategie. Tu nu înțelegi, el este înalt, iar eu mă bag sub un copac scund și n-are cum să intre la mine. În mod neironic, în mod neironic să venim pe insula asta, cred că a fost cea mai stupidă idee pe care am avut-o. Frate, nu e absolut nimic aici. Ce Dumnezeule mare! Te amintesc cum a avut ideea asta? Bine, eu am avut-o, ai dreptate, dar în mod neironic aș vrea să-ți zic că de ce Dumnezeule mare am eu asemenea noroc, ata pe care o creez să fie cu mare insulă Island Survival style pe Minecraft, ha? Nu putea să fie o pădure sau ce? No. Bun, am mai făcut, mai fă rost de niște lemn, cred că o să ne întoarcem înapoi pe insula noastră. Dar... Așteaptă să vină ziua acum. Ei, cine stă aici până vine ziua? Mă, uite, ia de aici niște carne de asta și mănâncă-o. E carne stricată, putrezită de zombie, dar este ok dacă o mănânci. Adică e relativ ok. O să te facă să-ți fie foarte... Ai grijă că ăsta s-a mișcat și e mai aproape de noi, nu vrei să te uiți la el. În fața noastră? Da, e undeva pe aproape și și-a luat și el un bloc de nisip și este fericit. Nu te uita la el. E și el fericit cu blocul lui de nisip acolo, așa, da. Bun. Face castel din nisip. Bă, sincer... Sincer, eu știu că uneori își ia blocul și îl și pune în altă parte, dar deocamdată nu mă interesează să-mi aduc aminte cum funcționează. Voiam să fac ceva aici. Voiam să fac, uite așa, o lopată. Am făcut o lopată. Oh, schimbat ce felul cum arată bărci sapling-ul. Mamă, ce ciudat e. Bun, fii atent, o să facem rost de niște nisip ca să ne facem sticlă, știi? Ne putem face o casă și să avem ferestre de-alea. Ce se aude? Ok, sunt peștii aia înfricoșători de la... Ar trebui să nu ne apropiem prea tare de locul ăla. Ia, vină cu ace, vrei să-l vezi? Da. Uite aici, uite aici. Vezi? Uite, acolo unde e lumină în apă, vezi? Da, sunt niște pești care sunt foarte puternici și au lasere, frate, au lasere. Wow, nici peștii nu mai sunt. Da, nici peștii nu mai sunt ce au fost odată, frate, le-au dat lasere. Lasere. Incredibil. Ok, tipul ăsta văd că cam încearcă... Mă, ăsta e aproape de mine. Exact, ai grijă, foarte mare grijă cu el, că dacă... Am nevoie de lemnul ăla de acolo. Dacă vine și se bagă cât timp tu lovești ceva și l-ai lovit, ai încurcat-o. Nu-i place nici să fie lovit, nici să te uiți la el, nici nimic. O scos un sunet ca și cum ar lătra un câine. Da, scoate niște... Am avut impresia acolo. Jesus Lord, te-ai aruncat de undeva de sus, am crezut că ți-a întâmplat ceva. Nu uita, nu uita. Nu, vin! Dai o lovitură. Pe control. Dai o lovitură și apoi aștept să-ți dispară mica săbiuță care se încarcă de sub țintă. Ca să poți să dai full damage din nou, știi? Gen, îi lovești odată, te dai în spate, uite așa. Uite, vezi cum le fac eu. Pac, pac. Dă-i și tu una. Dă-i și tu câte una, așa. Nice. Vezi că mai vine unul. Mai vine unul în stânga. Dă-i și tu una. Ți-ai stricat sabia? Da. Lingou de aur legendar! Unde? Uite-l. Mamă, ce frumos l-au făcut acum, frate. Jur, înainte parcă nu era așa frumos lingou. Acum e și mai galben, e mai frumos.
Nice, dude. L-am luat eu. Este... L-am luat eu. Ți l-am dat drept cadou, adică nu o să-ți dau un inel, dar ți-am dat... Oh, ce drăguț. De ce trebuie să bagi ăștia sunete înfricoșătoare când intri și tu în mină? Intri adevărat. Tu în... Da, intri da. În mină, vrei și tu să ia să sapi eu. Și începe sunetul de pe Minecraft. Așa se aude. Jesus, Lord. De fapt... Tu ești mai înfricoșător decât ei. Uei, e pe aici ceva, e o peșteră sub apă. Ai, e capul meu cum a făcut, ai auzit? Uei, fac, sunt niște zombi acolo. Ok, Narciso, știi unde am coborât acolo în peșteră și era niște apă la un moment dat? Da, îți văd numele. Da, vino acolo, avem o mică problemă cu niște zombi acolo. Frate, cum fac? Ne-ar fi trebuit... Da, a făcut cineva la un moment dat. Ai auzit? Cred că a fost un zgomot de la de intrat în peșteră, da, nu cred că era vreo ceva care există pe jocul ăsta, era doar un sunet, dar mă înțelegi și tu. Eu nu văd niciun zombie. Nu, sunt undeva, crede-mă. Hai că mi-am luat toate uneltele de fier și vreau să fac o chestie. Deci vreau să fac, uite așa, vreau să... De ce nu pot să... Aha, tot okay. Am ajuns la tine. Ai, mamă, ce am sărit. Okay. Acu ce trebuie să mai adunăm? Frate, de ce nu pot să not pe jocul ăsta? Oh my god, ok, știi ce? Renunț la idee. Sunt și de aia înnecați. Dă-te să ies de aici, dă-te să ies. Oh my god. Wait, what the fuck? M-ai lovit? Tu erai? Eu eram! Băi, sunt niște zombi acolo. Sunt niște zombi și sunt și de aia înnecați. Și nu-mi place că... Ok, nu mai am multă viață. Te rog să nu mă mai lovești. Mai am două inimi. Da, nu, am crezut că ești un zombie. Bun, vino... Așa, semin cu un zombie tu. Cum adică? De skin-ul ăsta este șmecher și foarte apropiat de zombie. Auzi, coboară aici în mină cu mine pentru că o să ne despărțim cumva și începem să căutăm diamante, da, știi? Da, eu sunt în mină. Nu știu. Nu ești în mină. Trebuie să cobori mai adânc, în groapa aia la altă pe care am făcut-o. Groapa. Da, coboară mai tare. Mamă, cât căul aici, dar nu ne trebuie. Ia, gata. Bun, vino aici cu mine și fii atentă cum o să facem. Deci, uite, cam așa trebuie să sapi. Tot înainte cu câte 3. Da, da. Iar eu o să încep în cealaltă parte să sap tot înainte cu câte 3, știi? Oh, am găsit fer. Așa, și când găsești chestii, te să le iei, știi? Acum, nu știu exact cât de mult o să dureze să găsim noi diamante și dacă măcar o să găsim cu târnăcoapele pe care le avem, dar prin... Pe să nu găsim. Pentru că sunt literalmente rare și noi trebuie să săpăm și târnăcoapele astea o să se termine la un moment dat și eu mai am încă unul dacă nu mă înșel. Ok, nu mai am. Oh! Oh my god! Oh, yes! L-am găsit! Narciso! Serios? Vin o să-l vezi, era fix aici de l-am luat după... Oh my god! Uite-l ce frumos e! Cât am stat? În mod neironic, au fost 20 de minute? Da. Oh my god, ok. Asta e așa, asta e că... Uite, că te-a arătat atât de diamant frumușăl. Mamă, câte sunt 6! Jesus, ia-l și pe ăla, câte sunt, câte ai? Gata. Eu am 6 la mine, cred că le-am luat eu pe toate. Le-ai luat tu, eu nu am. Da, deci avem 6 diamante. Dude, oh my god, Lord! Aici de-abia am început și aici e locul ăla unde e sus și apoi am săpat acolo, Narcisa a săpat aici și după aia am mai săpat undeva în față, wait, eu am săpat încolo, după aia am luat-o în stânga la un moment dat acolo și apoi și aici. Tuneluri am făcut. Și apoi, bă, deci ca niște cârtiți și acum aici în față ea a mai săpat aici și eu am săpat aici și la un moment dat, am uitat niște fier. Și am săpat și în față și mi se pare că iară mai e un tunel pe acolo săpat de mine, nu știu ce direcție. Sincer. Opa, aici. Sincer. Da, am săpat eu acolo că era o peșteră. Dude, oh my god, a durat foarte mult, dar în sfârșit am găsit și ghiși ce o să facem cu ele. Literalmente absolut nimic deocamdată. Ne-am chinuit să le obținem, dar gen, n-avem ce să facem cu ele decât un diamant foarte puternic. Bun, da. Dar nu ne trebuie de la pentru că nu prea vrem să... Dar dacă aș vrea să te duc la o întâlnire romantică în iad, Unde? În iad. În iad? Yep. Ai mai fost vreodată la vreo întâlnire romantică în iad? Răspunsul este nu. Niște bețe da. Și fac un târnăcop.
de diamant. Știu, mi l-ai dat mie. Uite-l, vezi ce frumos e. Uite-te la el. Uite-te-l încoace. Uite-te. La mine. Asta e un pic. Uite, ia. Ți l-am aruncat. Uite-te la el și după aia să-l dai înapoi. Îl mai vrei? Normal că-l vreau înapoi. Am nevoie. Aruncă-mi-l înapoi, te rog. O să fac o găleată ca să avem în caz de... Și stai să iau niște apă de aici. Mi l-ai aruncat? Nu mi l-ai aruncat. Ia-ți-l. Ok, am crezut că nu vrei să mi-l mai dai. Stai așa, stai, că avem lavă fix aici. Bun, vin încoace cu mine, dar ai foarte mare grijă și nu te împinge foarte tare să nu mă împingi în lavă, da? Oh, da. Și să ții shift-ul. Da. Uite, dacă ții shift-ul, nu, like, ajungi pe margine și nu cazi. Da. Ok, dar tu nu te apropia, tu nu te apropia. Bun, fii atent de ce o să facem. Ceva de genul ăsta. Și acum avem aici și o grămadă de... Cum ai făcut asta? Pui apă. Când pui apă și curge apa peste lavă, se face obsidian. Și cu ăsta... O, stai așa. Și cu ăsta o să facem un portal către iad, practic. Stai așa să-mi dau seama cum vreau să fac chestia asta. Ceva de genul ăsta. Și acum așa, ca să avem... spațiu să nu pici obsidianul când îl sparg în lavă. Și acum chestia asta o să dureze puțin. Pentru asta ne trebuia ăsta de diamant, da. Pentru asta ne trebuia ăsta de diamant. Ia uite. Uite că ți-am aruncat, ăla e obsidianul. Dar vezi să nu-l pui jos, că după aia iar trebuie să stau vreo 10 secunde ca să minez unul. Și 10 secunde e literalmente mult, da. Bă, nu știu dacă au băgat ceva mai nou pe jocul ăsta care este mai greu de minat decât obsidianul, dar să-mi spuneți în secțiunea de comentarii că sunt foarte curios. 10, perfect, bun. Hai să astupăm astea acilișa să nu rămână lava. Acum hai cu mine, o să mergem să facem... Sunt foarte curioasă. Bă, și eu și o să avem nevoie de niște locuri în care ne punem itemele ca să nu le pierdem acolo. Tu n-ai mai fost acolo? Eu am mai fost acolo, dacă crede-mă, e foarte periculos. Păi sunt curios. Să vezi, mă, o să bage un update acolo în Nether, așa se zice, știi, în Nether. Și o să fie o grămadă de chestii șmechere și deocamdată e destul de plictisitor ce e acolo, sincer. Adică în afară de niște fortărețe foarte periculoase și greu de intrat în ele și de luat chestii din ele, nu prea e cine știe ce chestii interesantă pe acolo, mă înțelegi? Păi, când se face update? Păi ăla nu știu când, că e de acum un an parcă știrea că o să se bage și tot arată tot felul de chestii, știi? Îți arată ce o să bage, știi? Dar încă n-au băgat. Stai așa cum mănâncă ochiul. Yes. Mă rog, nasul. Stai așa. Să vrem să facem niște logs pentru că ne trebuie un chest. Deci, fii atent, am făcut un de-asta în care să ne punem itemele, da? Wait, e o oaie aici? Serios? A, de când a venit? De mâncare. Păi de unde a venit oaia asta aici? Cum a ajuns aici? Să uită la tine. Păi am avut vreo oaie aici și n-am văzut-o sau am notat de undeva? N-am avut. Cred că dați și oile, știu, sunt noate. Bă, în mod neironic... Uai, cum înnoată? Uai, oile știu să înnoate? Am înțeles că caii știu să înnoate, deși n-are nicio logică că au picioarele alea subțiri și dita mai corpul. Cum înnoată caii? Ok, bun, vină încoace să vezi chest-ul. În ăsta o să punem chestiile importante. Cum ar fi, uite, chestiile astea, uite așa, tac, 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 tac. Păi spune-mi și mie. Stai că, uite ăla de acolo. Chest. Acum poți să intri în el, că eram eu în el și cred că nu puteai. Așa, păi cam totul de pe tine, sincer. Că unde mergem există o mică posibilitate să se există niște chestii și să crăpăm, înțelegi? Asta nu e bine. De asta. Și de asta punem itemele acolo ca să nu le mai avem la noi. Dacă murim acolo, nu e problemă. Ok, nu vreau acolo, vreau în altă parte să fac, vreau să acopăr acolo. Ce e asta? Asta nu e dirt, am crezut că e dirt. Dirt? Da, adică pământ. Rain. Ok, una, două, trei. Am eu. Dar nu-mi trebuie. 32, am crezut că vrei. Nu am foarte multă viață, pac. Așa, la fel ca în viața reală. Așa. Uite, vino cu acest să vezi.
că sunt pe cale să pornesc portalul. Dar mai pune acolo așa chestiile tale. Stai un pic, stai un pic. Cum mănânc asta? Ai pus tot cobblestone-ul. Ții click dreapta cu el în mână și o să îl mănânce. Am pus tot ce aveam. Păi cum, am făcut chestul mai mare, Mântfrigi. Dried kelp. Și ăsta merge mâncat? Oh, merge, dar nu prea dă multă hrană. Dar o să putem mânca mult cu dried kelp. O să trebuiască să mergem să recoltăm. Hai că se noptează. Vino cu acest să vezi că facem portalul și intrăm. Stai un pic. Stai un pic. Păi ce, mă? Mamă, ce curioasă. Gata. Haide. Ai pus... Ui, am luat eu un safe prin de la... Și acum cum îl faci? Gen, îl aprindem. Uite, vezi? Ia uite-te la el. Și gata, gen, acum e aprins. Și vino și stai în el și așteaptă. Aveai un târnăcop la tine? Oh my god. Oh lord, ok, suntem undeva sus. Ai grijă, nu te duci jos acolo. Oh my god. Auzi, poți să-mi dai mie târnăcopul tău? Am mai multe. Ia. Câte? Stai. Bă, și eu am venit aici grijuliu, nu știu ce. Am una, două, trei. Intră înapoi în portal. Intră înapoi în portal. Intră înapoi în portal. Am intrat. What the fuck? Vino, ieși din el. What the fuck a fost aia, oameni buni? De ce curge lavă de acolo? Curgea de sus lavă, dacă... Portalul ni s-a spunat undeva unde ne curge lavă în cap. Stai, Narciso. Stai. Îți arunc aici niște chestii, da? Și tu rămâi aici în lumea normală, obișnuită, lipsită de pericole, da? Mă, stai mă, că mă duc, eu s-ar putea să mor acolo. Vreau să mă duc să încerc să... Vreau să mor cu tine. Mă, nu, du-te... Oh my god, lu... Bă, în mod... Nu intra. Cum ai ajuns aici? Am murit acolo, m-am spunat și am murit. Ai murit din prima. Bă, jur că intri în portal și mori. Wait, what? Te pune fix acolo unde e lava. Oh my god. Ok. Oh, fuck. Ok. O să mor. Nu mai râde de mine cât timp încet, te rog, nu muri, te rog, că mă... Stinge-te. Stinge-te odată! Joc stupid! Cum e posibil să arzi? Oh my god, ok, stai, nu e problemă. Da, am ars, mai dăm niște căul. Mă duc să repar aici, portalul. Prietena mea, Oaia. Dă-i un nume. Avem nevoie de un nume pentru prietena noastră, Oaie. Dude, Oaia! Ok, deci am oprit lava pe partea asta. Ok, stai să mă asigur că nu mai vine. Ok. Ok. Minunat, și un guest pe aici, pe undeva. Nu, de fapt, știi cum o să o numesc? Frăsână. Ha? Ce Dumnezeu e frăsâna? Nu știu. Nu mi-cred. Ok, deci ăla vrei să fie numele oii. Frăsâna. Și al doilea, Gheorghița. Stai, o cheamă în două feluri, frăsâna, Gheorghița? Da, dacă în caz că uiți primul nume. O strici cu al doilea. Da. Am da. Înțeles. Ok, cred că e destul de safe să intri prin portal. Chestia e că... O să intru și eu? Trebuie să nu te panichezi când intri și dar să ai grijă... Dar nu mă panichez, tu te-ai panicat când am intrat. Și să ai grijă cu lava. Da, pot să intru? Acum? Sunt curioasă. Ha! Nu m-am... Ce? Nu, tu nu o să înțelegi, dar oamenii vor înțelege ce! Bă, sunt niște zombii porci ciudați aici, așa că... Da. Porci! Da, sunt niște creaturi foarte înfricoșătoare, aș putea să spun. Stai că o să încerc să opresc toată lava de tot. Ia, oprește-o ca să intru și eu. Să opresc lava, do-do-do. Oprește, hai, poți să intru? Ăla e, ok. Bă, tu poți să intri, da, cred că e safe de intrat. Așa. E safe de intrat când intri, intrat. o să fii pe o parte unde ai, nu e lavă. Mamă, cum te audi. Oh, uite oaia! Știu, bă, unde se duce? Bă, poate... Ia, oh, dacă se duce în lavă, nu moare. Ba, o să moară dacă se duce în lavă, dar sper că nu se duce. Bă, sincer, putem să o luăm și să o împingem. Unde te duci, oaie? Împinge-o înapoi în portal, avem nevoie de...
Nu sparge nimic, nu sparge nimic acolo, că ne pică lava în cap. La un moment dat ar trebui să se oprească, cred. Ok, stai să împing oaia în portal. Am împins-o. Mau. Sau ăsta e iadul, practic. Uite, fantoma, uite, ai văzut-o? Uite, e mare, e gigantică și ce acolo, o vezi? Unde? Bă! Oh, nu! Cum am... Da! Ok, ok, am salvat câteva chestii. Oh my god, pentru o secundă am crezut că ai luat târnăcopul de diamant cu tine. Bă, ți-am zis să nu-ți iei iteme cu tine, ai pierdut câteva din ele în lavă! Oh, no! Le-am luat pe alea importante, că intră înapoi. Intră înapoi și cazi după mine. Hai să ne batem. L-am luat eu. Stai, cazi undeva unde nu e lavă. Ok, vezi că zombii ăștia sunt prietenoși, dar dacă i-ai atacat, am încurcat-o amândoi. Da, sunt inofensivi, dar dacă îi atacăm, literalmente tot zombii de pe planeta Pământ ne vor ataca. Dar nu prea sunt peșteri aici. Bă, bune că a dispărut fantoma acum, mamă, deci... Da, când să-mi arăt și mie a dispărut. Ok. Da, știi ce? Vom pune capăt acestui minunat episod aici, oameni buni. Nu uitați să lăsați un like. În sfârșit a dispărut lava asta și noi... Va trebui să facem un fel de scară ca să ne urcăm înapoi sus. O să ne revedem pe data viitoare, când în secțiunea de comentarii o să ne lăsați sugestii foarte interesante. Oh, aud iară. Oh, doamne, e fix deasupra noastră. Oh. Asta e fantoma? Da, aia de acolo, aia de acolo. Dă-te puțin. Încerc să fac ăsta. Da. Cine atacă? Dacă atacăm și noi sau? Ea ne atacă oricum. Nu sunt aia... cu zombi după. Ah, fuck, ăla e. Oh my god, yes. Ok, bun, am respins atacul, Mă scuzi. Nu, suntem safe, Oh, what the fuck? Cine a fost? Ce-ai făcut? Bă, mai am jumate de inimă. Nu eu am fost. Ești sigură? Da. Ești sigură că nu tu ai fost? Da. Foarte sigur. Ok, mă duc înapoi în portal, mă duc acasă, gata, am terminat-o cu netherul. Urcă-te pe scări Te aștepte înapoi aici acasă. Pe data viitoare. Păi ea, nici măcar nu avem o casă, e o insulă.